Studiile arată că aproximativ 30% dintre adulți au folosit o aplicație de dating online pentru a-și găsi perechea. Însă, surprinzător, tinerii în marea lor majoritate preferă să întâlnească parteneri potențiali cu ajutorul prietenilor sau cunoscuților. Ei par să fie adepții interacțiunii directe atunci când vine vorba de a cunoaște pe cineva pentru prima oară. Am folosit nicio aplicație de date, ne-am cunoscut prin intermediul Instagram noi. Eu am căutat-o, ea mi-a dat follow și eu i-am dat mesaj și așa am ajuns să ne cunoaștem. N-a fost prin intermediul aplicațiilor de dating, a fost la liceu. Am intrat la liceu în aceeași clasă și am fost prieten un an și după... Dar ai folosit vreodată aplicație de dating? Nu. Nu am avut nevoie. Nu am folosit. Prefer viața reală. Nu, nici eu n-am folosit. Am deja prietene, deci n-am nevoie. Datingul real și cel online evidențiază faptul că ambele forme de întâlniri au avantaje și dezavantaje, dar acest fapt diferă atât de la vârstă cât și de la oraș sau țară.